Elie Cioară, o gândire sub control. Cu gândirea posesivă de timp condiționată, imposibil să cuprindem viața cea adevărată, fiindcă prin al ei cumul ne duce spre ieri sau mâine, trăim imaginativ fără a ști ce-i rău și bine. În acest context, gândirea dă prilej la dualism. Gândul, apoi gânditorul, impregnat de conformism. Și conflictul inerent dintre real și fictiv, când survine degradarea omului pretins activ. Cu egoul gânditor, rătăciri păgubitoare, în conflict cu el și alții, pe păreri amăgitoare. Nici o șansă nu există de a ființa în armonie, lumea întreagă afectată de stres, ură, nebunie. Gândirea stă sub control când e bine luminată, prin atenția lucidă când practic e demascată. Și prin demascare, tace, o tăcere neforțată, ființa de acum complet goală prinde viață adevărată. Suntem o conștiință vie, absolută puritate, și ne unim cu Eternul, sfânta lui realitate. Ipostaza e socotită și stare de meditare, singura îndreptățită de a ne duce în integrare.